și oficial sunt influencer. A mie îmi place să zic că sunt un antrenor de viață bună. Misiunea mea de viață este să inspir oamenii să aibă încredere în ei, să le arăt că frumusețea nu stă în numărul pe care îl porți la haine și valoarea ta nu stă în părerea celorlalți. N-am avut niciodată vreun tablou idilic cu visele mele. Am știut tot timpul că îmi doresc să înțeleg cine sunt cu adevărat și să fiu cât de reală și autentică pot eu. Am o listă întreagă de idei fixe cu care m-am întâlnit pe drum. Că nu pot să vorbesc despre frumusețe dacă n-am un trup atras prin inel, că lumea modei nu e pentru mine, că nu pot să lucrez în televiziune, că nu pot să port fuste scurte și, Doamne ferește, să mă pozez în costum de baie. Dar am început să mă simt liberă în momentul în care am înțeles că nu o să mă încadrez niciodată în standardele impuse de industria de fashion. Că am un trup diferit și nu există niciun motiv pentru care ar trebui să-mi fie rușine că sunt așa. Știu sigur că sunt mulți oameni care se luptă cu ideile fixe și aș vrea să-i spun fiecăruia în parte că nu e singur. Că știu foarte bine cum e să nu te potrivești într-un tipar, dar marele secret e că toată puterea e la tine. Curajul nu înseamnă lipsa fricii și adevărata iubire de sine e să-ți placă de tine și să fii blând cu tine și în cele mai nefericite momente. Să fii de partea ta, tot timpul.